A început perioada sărbătorilor de iarnă, iar România au avut parte de o mini-vacanță cu ocazia Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României, astfel încât unitățile operative din cadrul Ministerului de Interne au fost alături de cetățeni în această perioadă. În cadrul zilei de astăzi a avut loc o conferință de presă, astfel încât unitățile operative din cadrul Ministerului de Interne au făcut un bilanț privind raportul de activitate realizat în perioada mini-vacanței. În perioada mini-vacanței, polițiștii mehedințeni au acționat în tot județul pentru prevenirea și descurajarea oricăror fapte antisociale. Polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, precum și sancționarea oricăror abateri de la normele legale constatate în trafic. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 323 de sancțiuni contravenționale în valoare de 147.355 de lei. Totodată, pentru încălcarea normelor rutiere, au fost reținute 30 de permise de conducere și retrase 12 certificate de înmatriculare. De asemenea, în perioada menționată s-a intervenit la 122 de sesizări, dintre care 65 au fost semnalate prin 112. Polițiștii au depistat în trafic 3 conducători auto care în urma testării cu aparatul etilotest aveau alcoolemii cuprinse între 0,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat și 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În ceea ce privește evenimentele rutiere, pe perioada mini-vacanței s-au produs 2 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 3 persoane. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație, poliția rutieră va continua acțiunile și controalele pe drum, pe sectoarele de drum din municipiu și județ. Totodată, echipe operative din cadrul Jandarmeriei Mehedinți au fost la datorie în data de 30 noiembrie-4 decembrie, în toată zona de competență teritorială, astfel încât cetățenii să-și sărbătorească perioada de mini-vacanță în siguranță. În perioada de referință, jandarmii au participat la 2 misiuni de asigurare a ordinii publice, la evenimentele din spațiul public, acționând pentru protecția participanților, prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru a acorda sprijin și îndrumare cetățenilor. Totodată, în cooperare cu structurile de poliție, au fost executate misiuni în cadrul dispozitivului integrat de menținere a ordinii publice în toată zona de responsabilitate. Fiind o perioadă cu evenimente și manifestări cultural-artistice în spațiul public ocazionate de sărbătorile de iarnă, misiunile jandarmeriei au fost adaptate pentru ca activitățile să se desfășoare în condiții depline de siguranță. Astfel, datorită mobilizării unui dispozitiv important de ordine publică în stradă, dar și cu sprijinul cetățenilor care au ținut cont de recomandările preventive, echipajele jandarmeriei nu s-au confruntat cu situații de tulburare gravă a ordinii și liniștii publice. În intervalul amintit au fost aplicate 6 amenzi contravenționare în valoare totală de 4.900 de lei pentru fapte precum tulburarea ordinii și liniștii publice sau provocare și participare la scandal. Referitor la faptele de natură penală, a fost constatată în mod independent o infracțiune pentru punerea în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, iar în sistem integrat au fost constatate 2 infracțiuni pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, respectiv lovire și alte violențe. Prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 au fost înregistrate un număr de 27 de apeluri în ascultare colectivă, nefiind însă nevoie de intervenția jandarmilor. Rămânem în continuare la datorie pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială și pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul județului Mehedinți. De altfel, pompierii din cadrul ISU Mehedinți, în perioada mini-vacanței între Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, au intervenit pentru gestionarea a 56 de situații de urgență. Pompierii mehedințeni au acționat pentru stingerea a 5 incendii, transportarea a 3 persoane supraponderale cu probleme medicale, îndepărtarea unor elemente de construcție, deblocarea ușii unui apartament, dar și la 3 accidente rutiere. Totodată, paramedicii SMURD au intervenit pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui număr de 42 de persoane. În perioada 30 noiembrie-2 decembrie, echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin au desfășurat misiuni de asigurare a zonelor la manifestările cultural-artistice organizate de către Primăria Municipiului, nefiind înregistrate evenimente negative. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, care se pot solda nu doar cu pagube materiale însemnate, ci chiar pierderi de vieți omenești, ISU Mehedinți reamintește cetățenilor câteva reguli și măsuri ce trebuie respectate în această perioadă.
Cetățenii trebuie să utilizeze instalații și decorațiuni electrice fără defecțiuni sau improvizații și să nu supra-solicite rețeaua electrică prin folosirea simultană a mai mulți receptori. Pe timpul nopții sau la părăsirea locuinței, recomandăm cetățenilor să stingă focul în sobe, să deconecteze aparatele electrice de încălzit și instalațiile de iluminat ornamental. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care trebuie supravegheați permanent, împiedicând în acest fel utilizarea de către aceștia a petardelor, artificiilor sau altor obiecte artizanale care îi pot răni sau pot provoca incendii. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire, fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store sau Google Play. Polițiștii, jandarmii și pompieri au fost la datorie în perioada mini-vacanței prilejuite de Ziua Națională a României și Sărbătoarea Sfântului Andrei, principalele linii de acțiune fiind prevenirea și combaterea infracționalității, siguranța rutieră, menținerea ordinii și siguranței publice, supravegherea frontierei de stat și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.